Drama copiilor mutați din Centrul Sfântul Andrei din Iași. Copiii de la Centrul Sfântul Andrei din Iași trăiesc o adevărată dramă. În luna ianuarie anului trecut, Centrul Sfântul Andrei din Iași a fost închis. Iar 60 de copii orfani și cu dizabilități au ajuns în 8 apartamente situate la marginea municipiului Iași. Copiii sunt obligați să trăiască în condiții de nedescris, fără un spațiu de joacă, fără supraveghere, iar consilierea psihologică se face din când în când. Sunt copii care nu au mai ieșit din acele apartamente de un an de zile. Este inuman. Centrul Sfântul Andrei din Iași a fost închis pentru renovare, urmând ca acesta să funcționeze ca centru de zi, unde copiii vor fi duși doar la tratament sau terapie. Asta nu înseamnă altceva decât că nu vor mai putea fi cazați în permanență. În aceste condiții, copiii sunt captivi în aceste apartamente, înghesuiți, fără a putea vedea lumina soarelui și fără să beneficieze de un spațiu de joacă. Situația este dramatică. Situația aceasta în care o parte din acești copii sunt grav bolnavi nu mai poate continua așa. Aveți impresia că vreo instituție aflată în subordinea Partidului Comasat Român, PSD, PNL, s-a sesizat în acest caz că s-au luat măsuri nici pomeneară de așa ceva. Bătaia de joc la adresa acestor copii continuă, fără ca să-i pese cuiva de bietele suflete.